Acum aș vrea să ne ridicăm, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, Roman, capitolul 8. Versetele 28 și 29. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Amin. Tată Ceresc, te rugăm ca și în dimineața aceasta să deschizi cuvântul Tău în fața ochilor noștri și să ne deschizi și inimile ca să primim acest cuvânt. Și te rugăm să binecuvântezi pe cei care sunt în conducerea țării, să poată să teamă de tine, să ia hotărâri care să ducă la binele și progresul societății. Te rugăm să binecuvântezi și pe cei care sunt persecutați pentru credință, să-i susții în situațiile în care trebuie să sufere pentru numele Tău, să umpli de bucurie și să cercetezi și pe persecutorii lor, să-i duci la credință. Și te rugăm ca tuturor să ne dea o inimă înțeleaptă și ascultătoare. Amin. Amin. Este de prisos să spun că lumea e într-o panică de nedescris. Panică creată de virusul acesta neobișnuit, panică creată de pierderea locurilor de muncă, panică creată de mass media, panică creată de politicieni, panică creată de inginerii sociali care acționează din umbră să exploateze această criză pentru scopuri scabroase. Am citit în dimineața aceasta un text foarte cunoscut, Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Toți de la mic la mare îl cunoaștem. Suntem însă mai puțin conștienți de felul în care acest verset își dovedește aplicabilitatea practică. Era în ianuarie 1990, la vreo 2 săptămâni după schimbarea de guvern în România, mă urcasem în tren în Viena și mă îndreptam spre țara pe care nu o văzusem de 10 ani. În compartiment cu mine s-a suit o doamnă. Avea mâna bandajată în Ipsos. Fusese însoțită la tren de copiii ei, o fată și un băiat, amândoi se vedea sub vârsta de 20 de ani. Am intrat în vorbă cu ea. Era o româncă stabilită în Austria de mai mulți ani, dar care, datorită căderii guvernului Ceaușescu, a decis să meargă în țară să o viziteze pe mama ei, pe care nu o văzuse de multă vreme, undeva în zona orașului Giurgiu. Având timp din belșug, am început o serie de discuții, printre care am ajuns să-i spun despre dragostea pe care Dumnezeu o are pentru fiecare om și despre dorința lui Dumnezeu de a vedea pe fiecare individ mântuit prin jertfa Domnului Iisus. La care ea mi-a spus, dragostea lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ne iubește, de ce mi s-au întâmplat mie lucruri catastrofale în viață? Și a început să-și depede firul vieții. Când am fost student, a spus ea, am dorit să am parte de un soț bun și de o familie frumoasă și fericită. Am ales ca soț pe un bărbat care vorbea mereu despre legea lui Dumnezeu. Am crezut că este un om cu bună credință. Ce mare mi-a fost surpriza, a spus ea. Omul acela care vorbea tot timpul despre legea lui Dumnezeu s-a dovedit a fi meschin, rău, brutal, tiran. Cei doi copii au ajuns terorizați de el. Și când au atins vârsta adolescenței, m-au implorat să ne separăm de el, ceea ce am și făcut, ca să-i protejez. Dacă Dumnezeu este iubitor, de ce mi s-au întâmplat mie astfel de lucruri, a întrebat ea. Mai mult, a continuat, am decis să merg să-mi văd mama, care este în vârstă, să-i dau o mână de ajutor în concediu pe care mi l-am luat. Ieri trebuia să plec spre România, dar am căzut, mi-am rupt mâna și acum mă duc să o văd. Dar nu voi putea ajuta așa cum mi-am propus. Dacă Dumnezeu este iubitor, de ce mi s-au întâmplat mie astfel de lucruri? I-am spus că nici eu nu înțeleg bine rațiunile superioare pe care Dumnezeu le are atunci când acționează în moduri care nouă ne ridică întrebări, dar am adăugat că există în principal 2 motive pentru care Dumnezeu lasă lucruri negative și tragice în viața noastră. Mai întâi, prin tragedii, Dumnezeu vrea să ne atragă atenția de la lucrurile deșarte înspre Sine, vrea să ne apropie de El, să-L cunoaștem, să ne pocăim, ca să dobândim viața veșnică. Noi suntem așa de stricați de păcat, încât dacă Dumnezeu nu ar lăsa tragedii în viața noastră, am trece prin existență fără să ne gândim la veșnicie. Dacă toate ne-ar merge bine,
nu ne-am gândit la pocăință. Ori fără pocăință, n-am putea ajunge în cerul desfătărilor veșnice. În al doilea rând, i-am spus, dacă suntem deja mântuiți prin credință și pocăință, nu pot să spun altceva decât ceea ce Dumnezeu ne comunică în Romani 8:28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Vedeți? Într-o lume în care tragediile se înmulțesc, într-o societate care mereu ne oferă surprize neplăcute, într-o viață plină de suferință, cel credincios are o asigurare. Toate lucrurile acționează spre binele nostru. O astfel de afirmație ne provoacă. Oare e adevărat că toate lucrurile lucrează? Toate lucrurile ce survin în existența noastră sunt spre binele nostru? Când sondăm cele spuse în Romani 8:28, câteva întrebări ne vin în minte. De unde știm că toate lucrurile lucrează spre bine? Cuvântul nu spune, vedem că toate lucrurile concură spre binele nostru. Versetul acesta nu spune că este evident că toate acționează spre binele nostru sau că e clar că toate conduc spre bine. Ne-ar place să umblăm prin vedere. Dar dacă analizăm existența prin prisma ceea ce vedem, vom concluziona ceva opus. Vom concluziona că majoritatea lucrurilor ce le experimentăm au un gust neplăcut, lucrează spre dezamăgirea noastră. În tinerețe, toți întreținem ideea că viața va fi așa o realitate, cum o definește italianul, dolce vita. O umblare pe flori și pe covoare de bucurii. Și după ce pășim mai bine în realitățile existenței, ne dăm seama ce naive am fost. Când România și-a deschis granițele după ce guvernul Ceaușescu a căzut, un tânăr de 20 de ani a venit din România în Statele Unite pentru a studia într-un colegiu creștin. De aici i-a trimis o scrisoare uneia din profesoarele lui de la liceu, în care îi relata ce mediu minunat este școala unde studia. Profesoarea a răspuns la scrisoare și el mi-a dat-o să o citesc. În scrisoarea aceea, profesoara îi spunea că se bucură de faptul că el este într-o instituție educativă unde atmosfera este așa de frumoasă. Și mi-a spunea că viața lui este doar la început. Există și alte realități în afară de mediul acela frumos. Realități dezamăgitoare, crude, urâte. Îi vorbea de faptul că în Scriptură există și o carte numită Iov, care vede lucruri diferite de felul în care el le percepea în momentul acela. Și citind printre rândurile scrisorii, puteai depista mesajul: prostuțule, ești abia la început, nu ai intrat încă în viață, așteaptă puțin și entuziasmul acesta naiv te va părăsi pentru totdeauna. Dacă cineva trăiește cu ideea că viața este o realitate de bază fermecătoare, acela n-a intrat de fapt în viață. Este doar la periferie. Realitatea în care ne mișcăm are pentru noi dezamăgiri, înfrângeri, falimente, tragedii. Există un gust amar al vieții. Constatăm că vorbele lui Iov au un adevăr mare în ele. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Și aceasta nu este doar observația unui om care a ajuns izolat prin suferință, izolat de realitățile pozitive. Suferința umană este o problemă importantă pentru filosofie. Filosofia existențialistă, de pildă, este una bazată pe observații. Ce spune această filosofie? E foarte răspândită în cercurile gânditorilor din ultimele două veacuri. Ea spune că suntem aruncați într-un univers orb, într-un univers irațional. Suntem angajați într-o luptă cu natura oarbă, cu o realitate crudă care ne va strivi în final. Suntem trestii gânditoare. Singura satisfacție ce avem este că știm că vom fi înfrânți. Știm ce ne așteaptă în final, înfrângerea. Ce vedem? Ce concluzii putem trage pe baza ceea ce observăm? Vedem că lucrurile acționează într-un fel ce produce dezamăgire și induce dezastru. Realitățile nu concură spre binele nostru. Ați auzit de legile lui Murphy. Prima lege a lui Murphy este aceasta. Dacă ceva poate să meargă prost, cu certitudine că va merge prost. De unde această constatare? Din observații, din ceea ce se vede. Și cineva făcea remarca următoare: Murphy a fost un optimist. Adică în realitate e mult mai rău decât a observat el lucrurile. Nu putem concluziona pe baza ceea ce vedem că lucrurile ce survin în viața noastră acționează spre binele nostru. Încă o precizare.
Versetul acesta nu spune că putem demonstra rațional că toate lucrurile ce le experimentăm acționează spre binele nostru. Dacă vederea nu ne ajută să concluzionăm pe linia celor spuse de acest verset, am vrea ca cel puțin rațiunea să ne dea o asigurare. Am vrea să putem demonstra logic că așa este, toate lucrează spre bine. În principal există două tipuri de filosofii. Filosofii raționaliste și filosofii iraționaliste. Care e deosebirea dintre ele? Cele raționaliste spun că tot ce există este rațional. Tot ce se întâmplă sau survine se întâmplă cu necesitate. Există scop, există finalitate în existență. Avem o mângâiere în viață. Logica ne arată și ne spune că trăim într-un univers structurat rațional. Concluzia este că putem elimina confuzia și deznădejdea existențială de care vorbesc atât de mult gânditorii existențialiști. Filosofiile iraționaliste spun ceva cu tot opus. Lumea în care ființăm este irațională. Existența este absurdă. Nu există explicație logică pentru ceea ce se întâmplă. Nu există asigurare că ceea ce experimentăm este bine și are finalitate pozitivă. Existența e plină de suferință și de aceea este tragică. Suntem contrariați. De ce unii afirmă că lumea este rațională și viața are finalitate? Și cealaltă afirmă că existența este irațională și absurdă și tragică. Cele două filozofii oferă două tablouri ale existenței așa de contradictorii. Să dăm voie filosofilor iraționaliști să explice de ce aceste explicații total opuse. Ei spun că filozofii raționaliști doresc să trăiască într-un univers rațional. Le este frică să recunoască faptul că trăim într-o lume irațională. Ar vrea să trăiască într-un univers logic, rațional, care se asigure că totul se va sfârși cu bine. De aceea au adoptat concepția că lumea este rațională. Din cauza fricii, ei nu pot accepta realitatea așa cum este și de aceea dau drept realitate dorința lor. Nu doar filosofii trag astfel de concluzii pesimiste. Unii vă aduceți aminte că în 1980 un rabin a scris o carte intitulată Why Bad Things Happen to Good People. Titlul acesta comunică imediat câteva lucruri. Există logică dacă lucruri rele se întâmplă oamenilor răi. Există logică dacă lucruri bune se întâmplă oamenilor buni. Dar ce logică există când lucruri rele se întâmplă oamenilor buni? Iată o întrebare provocatoare. Să vedem cum răspunde rabinul la ea. Dar mai întâi, ce l-a determinat să scrie o astfel de carte? O experiență personală foarte dureroasă. Un copil de-a lui, pe când avea câțiva anișori, a fost diagnosticat cu o boală rară numită progeria. Este o boală care produce o îmbătrânire rapidă a copiilor ce o contractează. Rabinului s-a spus că fiul său va muri de bătrânețe înainte de a ajunge la vârsta adolescenței. Și într-adevăr, copilul acela, în loc să crească, să se dezvolte, a început să aibă riduri pe față, părul i-a albit, i-a căzut, dinții au căzut și ei. Și pe la 10 ani, sub privirile îndurerate ale părinților, copilul a murit de bătrânețe. Rabinul a încercat să găsească o explicație pentru ceea ce a suferit. Și mulți oameni au venit la el să-l consoleze și au spus, rabinule, după ce ai trecut prin această pierdere, tu ai devenit un păstor de suflete mai bun, un slujitor al lui Dumnezeu mai atent cu alții. Ai compasiune reală, ai capacitatea de a mângâia și de a asista pe cei loviți de tragedii. Cu alte cuvinte, ai un câștig din această pierdere. Răspunsul lui, toate aceste lucruri pozitive invocate nu pot compensa pentru pierderea copilului. A spus el, dacă mi s-ar oferi să aleg între una și alta, între copil și avantajele pe care le-am câștigat prin pierderea lui, aș renunța la toate avantajele obținute și tot pe copil l-aș alege. Concluzia? Nu există rațiuni satisfăcătoare pentru ceea ce se întâmplă. Când se ridică întrebarea de ce lucrurile se întâmplă celor buni, rabinul răspunde, nu știm, nu avem explicație rațională, nu există o asigurare rațională că ceea ce survine este spre binele nostru. Când eram copil, petreceam verile la bunici, la țară, și am auzit acolo de un caz trist. O fată a unei familii de oameni credincioși din satul vecin a fost trăznită pe când era cu vacile la păscut. Și a murit pe loc.
Găsește cineva o explicație rațională pentru astfel de întâmplare? Nu putem demonstra logic că cele ce survin în viața noastră lucrează spre binele nostru. Și totuși, Biblia spune, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu e o părere, nu este o opinie, nu este o ipoteză sau o posibilitate, e o certitudine. Știm! De unde știm că toate, absolut toate lucrurile concură spre binele nostru? Primul rând știm pentru că Dumnezeu este Cel care promite acest lucru. Cuvântul Lui este adevărul. Este cu neputință ca El să mintă. Toate promisiunile Lui Dumnezeu sunt adevărate. Dumnezeu este atotputernic. El are un plan pentru viața noastră, un plan bun. Dumnezeu este atot înțelept. Nu poate concepe ceva lipsit de înțelepciune. El este plin de dragoste. Nu există nimic ce poate împiedica planul Lui Dumnezeu de a ajunge realitate. Dacă eu v-aș spune că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, ați avea toate motivele să vă înduiți. Dacă cel mai puternic om de pe pământ v-ar spune să stați liniștiți că el se va îngriji ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, am avea toate motivele să ne îndoim. Orice om este limitat. Dumnezeu însă este nelimitat. De unde știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru? Știm din faptul că Dumnezeu este Cel ce face promisiunea. Apoi știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru din experiența Sfinților lui Dumnezeu. De exemplu, Iosif, personaj atât de cunoscut din Cartea Geneza, a experimentat tragedie după tragedie după tragedie. De mai multe ori a dat din lac în puț. Aceasta e vorba românească ce arată că lucrurile merg din rău în mai rău, from bad to worse. În final, toate tragediile lui Iosif s-au dovedit a fi realități care au contribuit la succesul său. Toate lucrurile tragice pe care le-a experimentat au lucrat spre binele lui și al familiei sale. Prin suferințele lui Iosif a fost pregătit de Dumnezeu pentru salvarea familiei lui numeroase. Și cum o întrebare aplicativă, ai ajuns să crezi acest verset cu toată inima? Ai ajuns să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt când îți spune că toate lucrurile care au survenit și survin și sunt prezente în viața ta lucrează spre binele tău. Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Care-i binele de care vorbește Scriptura aici? Binele de care vorbește acest verset este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Este procesul prin care Dumnezeu ne duce la experimentarea planului Său. Vedeți, noi avem înțelegere limitată cu privire la ceea ce este bine și la ceea ce nu este bine. Probabil că ar trebui să acceptăm realitatea următoare. Nu noi definim ce este bine și ce este rău. Dumnezeu o face pentru noi. Nu știm ce este bine, nu știm ce este rău. Și de aceea se cuvine să lăsăm pe Dumnezeu să definească El lucrurile pentru noi. Dacă ne punem în locul lui Dumnezeu, păcătuim. Este tocmai ceea ce face lumea la ora actuală. La întrebarea ce este moral, ce este imoral, societatea contemporană a adoptat un răspuns ce arată prezumția omului că știe și de aceea are capacitate să definească lucrurile. Și lumea răspunde, tot ceea ce noi decidem că este moral, este moral. Și ceea ce noi decidem că este imoral, este imoral. Totul este relativ. Știți care e realitatea? Nu noi definim ce e moral și ce este imoral. A făcut-o Dumnezeu pentru noi. Tot ceea ce El a interzis este imoral. Tot ceea ce El a recomandat este moral. Dar lumea consideră că nu există valori absolute, de aceea fiecare definim cum vrem ceea ce este moral și ceea ce este imoral. De aceea haosul actual în domeniul eticii și abundența unor practici atât de dăunătoare pentru societate, cum este coabitarea, pornografia, homosexualitatea și așa mai departe. O istorioară ne ajută să înțelegem mai bine faptul că Dumnezeu are dreptul și are prerogativa de a ne spune El ce e bine și ce este rău. V-am spus și altă dată, ilustrația asta s-a întâmplat undeva în China și cred că este adevărată. Era în anii 1930, era societatea chineză așa mai înapoiată, era o familie cu mulți copii, avea o vacă și într-o zi zidul vechi al proprietății a căzut peste vaca aceea singură pe care avea familia și vaca a murit. Vecinii au venit la omul nostru și au spus, vai vecine, ce rău a dat peste tine. Și el și-a înțeles, zice, dar de unde știți voi că e rău?
și peste câteva zile s-a pus să repare gardul acela prăbușit, zidul acela, și săpând a dat de o comoară, comoară mare. Și oamenii din satul meu și vecine, ce bine a dat peste tine. Și a zis, dar de unde știți voi că e bine? Răufăcătorii au aflat de găsirea comorii și noaptea aceea au spart casa, l-au luat la bătaie pe el și pe băiatul cel mai mare, băiatul cel mai mare i-au rupt piciorul, pe el au bătut zdravână, au luat comoara și au fugit. Dimineața au venit vecinii și au zis, vecine, zice, ce rău a dat peste tine. Și zice, dar de unde știți voi că e rău? Și oamenii s-au uitat iarăși mirați. Peste o zi au bătut tobele în sat și s-a anunțat că a izbunit războiul japonez-chinez. Japonezii au invadat China. Toți tinerii au fost recrutați la armată. Băiatul bătrânului, având piciorul rupt, n-a fost luat la armată și a avut loc un măcel al chinezilor de către japonezi și lumea a venit la bătrân și a spus, ce bine a dat peste tine cu băiatul ăsta cu piciorul rupt. Ce, de unde ai știut tu toate lucrurile astea? Și omul zice, n-am știut. Dar zice, numai Dumnezeu știe ce e bine și ce e rău. Dar zice, vreau să o spun ceva, după ce s-au întâmplat toate astea lucruri, un mare bine a dat peste mine. Zice, am auzit Evanghelia creștinilor, am crezut-o și acum am viață veșnică. Și ăsta e binele de care pot să vă spun tuturor că este un bine real de care avem nevoie cu toții. Să privim la relația noastră cu Dumnezeu prin prisma unor analogii. Păstorul alege turma pentru oile sale. Medicul alege tratamentul pentru pacient. E nebunie să declar medicului, eu știu ce tratament este bun pentru mine. Ceea ce cred eu că e bun pentru mine este tratamentul adecvat. Tatăl alege lucrurile pentru copiii săi, lucrurile bune. Dacă Dumnezeu știe ce este bine și ce este rău, înseamnă că El alege pentru noi ce trebuie să experimentăm pentru a ajunge la însușirea binelui, la experimentarea binelui. Dumnezeu a făcut planul Lui pentru noi. Textul nostru spune că suntem chemați după planul Său. Planul Său. Acesta este binele de care vorbește Scriptura. Și acum câteva precizări sunt necesare. Binele pe care Dumnezeu îl are în vedere pentru noi nu este unul relativ, ci este binele suprem. Care e binele suprem pentru oameni? Întâi este mântuirea. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Pentru cei nemântuiți, binele suprem este să ajungă la mântuire. Binele suprem pentru cei ce suntem deja mântuiți este să ajungem asemenea lui Hristos, chipul lui Hristos să se vadă în noi. Textul spune foarte clar că suntem chemați după planul Lui și planul Lui este să ajungem asemenea chipului Fiului Său. Acesta e planul Lui Dumnezeu pentru noi cei mântuiți. Acesta e binele pe care Dumnezeu lucrează prin toate lucrurile în viața noastră. Și acum, dacă boala mă apropie de Dumnezeu și zidește în mine mai mult chipul lui Hristos, boala e bună. Și dacă pierderea serviciului mă apropie mai mult de Dumnezeu și zidește în mine chipul lui Hristos, situația aceea este bună. Și dacă suferința de un fel sau altul lucrează în mine chipul lui Hristos, lucrurile acelea sunt bune. Revenind la discuția ce am avut-o cu femeia aceea din tren, după lungi ore de dezbatere, a spus ea, acum mă bucur că mi-am rupt mâna, că am putut să înțeleg așa de multe lucruri. Accidentul acela de care ea s-a plâns inițial, că e un lucru rău, a fost perceput ca un lucru bun ulterior. Binele pe care Dumnezeu îl are în vedere pentru noi nu este unul relativ, ci este binele suprem, mântuirea și asemănarea cu Hristos. Binele lui Dumnezeu nu este atât pentru prezent cât este pentru viitor. Dacă unui copil s-ar da posibilitatea alegerii între o ciocolată mare și o notă bancară care să-i ofere plata tuturor studiilor la maturitate, noi știm bine ce ar alege copilul. Dacă noi am fi lăsați de Dumnezeu să alegem ceea ce credem noi că este bine, am avea în vedere prezentul și am neglija cele ce au cea mai mare importanță pentru binele nostru, pentru viitorul nostru, am neglija lucrurile care privesc veșnicia. Noi nu înțelegem rațiunile lui Dumnezeu, dar ne putem încrede în El când a spus că toate lucrează spre binele nostru. Binele lui Dumnezeu nu este atât pentru trup, cât este pentru suflet. Trupul e trecător, sufletul este veșnic. Dacă sufletul ajunge mântuit prin suferința trupului,
Lucrul acesta este bun. Sufletul mântuit atrage după sine și mântuirea trupului la înviere. Ce-i folosește un om să fie sănătos tun dacă își pierde sufletul? Domnul Iisus a spus ce-i folosește în definitiv un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. I-am spus femeii cu care discutam în tren următoarele: dacă în cazul mâinii rupte ai recunoscut că Dumnezeu a avut un motiv superior cu ea, tot așa trebuie să accepți că Dumnezeu are o rațiune superioară și cu suferința îndurată în căsătorie. Pierderea în acel domeniu este temporară și poate fi compensată de un câștig veșnic în domeniul sufletului. Binele lui Dumnezeu nu este temporar, ci veșnic. Dumnezeu suspendă binele prezent, binele fizic, binele temporar, când interese legate de binele nostru veșnic o cer. Așa se face că uneori Dumnezeu îmi ia serviciu, îmi ia sănătatea, îmi ia averea sau o ființă dragă. Binele avut în vedere de Dumnezeu pentru noi este binele suprem, mântuirea noastră și asemănarea noastră cu Hristos. Și acum iarăși o întrebare practică. Ai ajuns să accepți cu această înțelegere toate lucrurile pe care El le-a pus și le pune în viața ta? Ai ajuns să le consideri bune pentru că prin ele Dumnezeu lucrează chipul lui Hristos în tine? Bine, cum lucrează evenimentele spre bine? Sunt aici mai multe precizări la care doresc să atrag atenția. Cuvântul spune, știm că toate lucrurile lucrează împreună. Este un cuvânt la care trebuie să ne gândim, împreună. Să nu judecăm lucrurile izolat și împreună. Filozofii au ridicat o întrebare importantă. Cum putem să cunoaștem realitatea în mod adecvat? Care este metoda de dobândire a înțelegerii corecte? Și unii au spus, simplu, simțurile ne oferă cunoașterea adecvată a lucrurilor. Abordăm lumea prin simțuri, vedem, auzim, pipăim. Dar cei mai mulți oameni știu că simțurile ne înșeală. Există atâtea experiențe care arată că noi vedem, de exemplu, ceea ce ne place, nu ceea ce este acolo, în fața ochilor. Ați auzit de iluzii optice? Ce sunt acestea? Experiență care înșeală ochii. Simțurile nu pot fi socotite ca demne de încredere, ne înșeală. Consideră, de exemplu, pe un om însetat și rătăcit în pustiu. Cât de convins este că la o depărtare oarecare de el se află un izvor plasat între pomi verzi. E o iluzie optică, fata Morgana. Specialiștii vorbesc de fragilitatea simțurilor. Alții au spus, nu simțurile ne oferă cunoaștere adecvată a realității, ci rațiunea. Dar ce face rațiunea fără informația adunată de simțuri? Rațiunea se bazează pe informațiile culese de simțuri și simțurile am văzut că nu oferă o cunoaștere adecvată. Un filozof la începutul secolului 20, Bergson, a propus alt mijloc de cunoaștere, intuiția, din următoarele motive. În analiza care o facem realității, a spus el, noi izolăm evenimentele și facem analiza lor separat unele de altele, ceea ce ne conduce la concluzii greșite. E ca și cum am avea în fața ochilor un ecran pe care se derulează un film și noi oprim aparatul de proiecție ca să analizăm îndeaproape o imagine. Ea este o imagine înghețată. Analiza ce o face omul poate fi foarte minuțioasă, dar ea nu este adecvată dintr-un singur motiv, pentru că a fost ruptă dintr-o serie și separată de seria care aparține. De aceea nu poate fi înțeleasă corect. Prin urmare, a spus el, intuiția este calea spre cunoașterea adecvată. Nu vreau să comentez cât de bună este intuiția în cunoașterea realității. Un lucru pot preciza, că intuiția femeilor este mult mai bună ca bărbaților. Dar ceea ce vreau să arăt este că în analiza lucrurilor pe care noi le experimentăm, facem aceeași greșeală de care vorbește Bergson. Izolăm o experiență din fluxul lucrurilor și o analizăm separat de cursul care aparține. De pildă, am o durere de dinți, să presupunem, și asta mă scoate din fire. Mă duc la dentist, care descoperă că am o problemă majoră cu dentiția. Și dacă nu intervine un tratament, pot să-mi pierd toți dinții. Durerea aceea de dinți a fost bună sau a fost rea? Luată separat n-a fost bună, dar luată împreună cu celelalte realități a fost bună pentru că mi-a salvat dantura. Exact așa este pe plan spiritual.
Avem de îndurat lucruri pe care le izolăm din contextul în care le pune Dumnezeu și le declarăm inutile, tragice, nesuferite. Dar când vedem contextul în care Dumnezeu le-a așezat, ajungem așa de mulțumitor lui Dumnezeu că le-a pus acolo, deoarece ne-a adus un beneficiu enorm pentru viitor și pentru veșnicie. Să nu judecăm lucrurile izolat, ci împreună. Dragii mei, tot ce există în lume este spre binele nostru. Psalmul 1 vorbește despre pleava pe care o spulberă vântul. Cei răi sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Pleava va fi arsă într-un cuptor, spune Ioan Botezătorul. Dar pleava este necesară pentru creșterea grâului, a bobului de grâu. Răul din lume este necesar pentru creșterea noastră ca fii ai lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că răul ne ajută? Răul ne ajută să fim cu adevărat virtuoși. Să fii corect într-o lume în care există doar corectitudine este ușor. Și faptul că cineva este corect într-o societate în care toți sunt corecți, aceea nu este virtute reală. Dar să fii corect când toți în jurul tău sunt incorecți, aceea este virtute reală. De ce ne lasă Dumnezeu să viețuim într-o lume rea, stricată, cu suferință și tragedii? Ca să realizeze în noi caracterul real care durează o veșnicie. Să nu judecăm lucrurile izolat, ci împreună. Să nu judecăm lucrurile după aparențe. Există oameni care au probleme mari cu inima. Uneori e necesar ca medicii să taie pieptul unui pacient și să facă operație pe inimă deschisă. O astfel de operație văzută din exterior apare ca și crudă, sângeroasă, dar văzută din punct de vedere al stării pacientului și a rezultatelor ce le aduce, o astfel de operație e văzută cu ochii cei mai buni. Aparențele înșală. Să nu judecăm lucrurile după aparențe. Să nu judecăm lucrurile după ceea ce aduc, ci după ceea ce produc. Biblia spune că necazul aduce întristare, însă întristarea produce lucruri atât de bune și valoroase din punct de vedere spiritual. Spus altă dată despre o tânără femeie care a sosit din România prin 1987, mi se pare, în Chicago, și a dorit să rămână în America. Rudenile au dus-o la noi să o ajutăm, să o asistăm cu cererea de azil politic. Și am spus, azilul politic poate să-l primească în America cei care au avut ceva de suferit în România, pe considerente politice, dacă dumneata sau soț a făcut opoziție Partidului Comunist, zici, oh, nu, nici pomenială de așa ceva. Dacă sunteți de etnie maghiară, maghiarii spun că sunt persecutați în România, puteți cere azilul. Zice, nu suntem, suntem români, amândoi. Zic, dacă sunteți pocăiți, credincioși, din motive religioase ați fost persecutați. Zicea, o, zice, mama e pocăită, noi niciunul nu suntem. Zice, n-am avut nimic de suferit. Și am zis, atunci nu există motiv să cereți azil politic. Dar discutând cu ea am aflat un incident din viața ei. Mama, pocăită fiind, i-a pus într-o zi o Biblie în mână și a spus, citește-o, aici e cuvântul lui Dumnezeu, poate să te ajute în viață, ai nevoie de Biblie. Și ce m-am dus acasă, am pus-o pe masă, am stat acolo o vreme, după aceea am zis, n-am nevoie de cartea asta, m-am dus la, era cadru didactic la școală și a dat-o unei colege, dacă te interesează o Biblie, zice, uite aici o Biblie. Și ce a venit securitatea în casa noastră și ne-a percheziționat casa și ne-a interogat. Și zice, am plâns foarte mult. Ei, acum ai motiv să ceri azil politic, am spus. Și am făcut cererea de azil politic. Și în 2 luni de zile a primit azilul politic. Și am zis, când ți-au percheziționat casa, ai fost bucuroasă? Și a spus, nu, am fost foarte întristată. Dar acum că ai primit azilul, ești bucuroasă că atunci Dumnezeu lăsa suferința asta? Ce, sunt așa de mulțumitoare al Dumnezeu că lăsa suferința aceea în viața mea? Biblia spune, întristările noastre, ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Să nu judecăm lucrurile din perspectiva noastră limitată, ci din perspectiva divină. Ați auzit de țesăturile acelea frumoase, scumpe, care necesită ore, poate luni, ani de lucru, goblenurile. Sunt țesături care se lucrează așa minuțios cu un ac care pătrunde prin țesătură și lasă niște bucle sau așa mai departe,
și trebuie combinate culorile, diferite ațe și așa mai departe. Cineva a intrat în atelierul unui lucrător de goblen și s-a pus în fața unei țesături de astea și a zis: ce e asta? Voi numiți asta operă de artă? Amestecuri de culori aici, capete de ață, nu se vede nimic frumos! Ce e asta? A spus el. Omul a spus: omule, tu te uiți din partea de spate a țesăturii. Trece în față și privește-o din față. Și când omul s-a plasat în fața reală a țesăturii, a exclamat plin de uimire: ce goblen minunat! Celălalt a spus, zice, vezi, așa e și cu viața noastră. Noi privim viața din spate. La ora actuală, tot ce se întâmplă nu are sens, nu are rațiune. De-abia când trecem dincolo și vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, înțelegem ce a lucrat Dumnezeu în viața noastră. Urmează să vedem existența și din cealaltă parte. Și atunci vom fi surprinși și uimiți de binele pe care Dumnezeu l-a lucrat în noi. Dar n-am fost conștienți. Cum lucrează evenimentele ce survin la binele nostru? Lucrează împreună, spune Scriptura. Dar observați cuvântul, toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Dacă am fi lăsați noi să selectăm lucrurile, câte nu am eliminat din viața noastră, le vedem nefolositoare, nepotrivite, rele. Dar Dumnezeu spune că toate sunt bune. Câte din cele pe care Dumnezeu nu ni le dă, pentru că sunt rele, noi le-am alege. Bogăția, sănătatea, succesul, independența. Bine, dar dacă greutățile mă rup de Domnul, Roman capitolul 8 spune, nu există nicio realitate, nicio ființă în cer sau pe pământ care să ne poată să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Credincios se-a arătat altuia o realitate interesantă, malul mării, unde sunt valuri care bat puternic și apoi printr-o așa, un canal de apă, era acolo un ghiol păzit de valuri. Și spune el, uite aici sunt niște pietre cu scoici pe ele, ia o scoică. Și omul tinde mâna și ia o scoică de pe piatră. Și acum să trecem de partea asta la altă, unde sunt valurile. Vezi piatra aceea, o scoică pe ea, ia-o. Și omul încearcă să o rupă și nu poate, și nu poate. Ce? Care e diferența? De ce în ghiol am putut să o dezlipesc imediat scoica, iar pe cea de aici nu pot să o desprind? Cum a spus, diferența este că în ghiol nu bat valurile. Aici bat valurile. Credinciosul care are parte de lovituri în existență se ține mai bine în Hristos, se ancorează mai bine în promisiunea lui Dumnezeu. Nimic nu poate să-l despartă de Domnul Iisus Hristos. Rolul sau rostul tuturor lucrurilor ce Domnul le-a planificat să le experimentez este să mă apropie de El, să mă fac asemenea lui Hristos, să mă bucur de toate privilegiile lui Dumnezeu. Necazul de acum mă ajută în viitor să mă bucur de lucrurile pregătite pentru mine de Domnul. Fără necazul de acum n-ar fi posibilă experimentarea lucrurilor planificate de Dumnezeu pentru bucuria și fericirea mea. Vă dau arăși un exemplu concludent, vă l-am mai spus și altă dată și este un exemplu minunat. Un prieten al unui cercetător i-a dat acestuia niște bețișoare pe care erau niște așa bule de anumită țesătură, ceva lucrătură, ceva pământ și a spus el, aici sunt niște nimfe de fluturi. Și ce pune-le pe masa ta și în curând, zice, din ele vor ieși niște fluturi frumoși. Și omul le-a pus pe masa lui de lucru și a observat peste 2-3 zile cum volurile acelea încep să se zbată. Și apoi o crăpătură s-a făcut în țesătura aceea și capul unui flutur a ieșit afară și fluturile s-a luptat cu țesătura aceea 3 zile. Și după 3 zile a reușit să iasă afară. Alte ghemotoace în acelea au început să freamăte sub transformarea asta a metamorfozei și omul a zis, de ce să las fluturile ăștia să se chinuie 3 zile cu gogoașa? A luat bisturiul și unde a apărut capul fluturilor, a tăiat frumos gogoașa și a eliberat frumos fluturile
fără să lase să lupte 3 zile cu gogoașa. Știți care a fost rezultatul? Fluturii care s-au luptat 3 zile cu gogoașa și-au dezvoltat aripile și-au putut să zboare. Fluturii care nu au luptat 3 zile cu gogoașa au ajuns să aibă aripi neputincioase și nu s-au înălțat niciodată în văzduh să colinde din floare în floare. Vedeți, fluturile au fost create de Dumnezeu să zboare, să-și deschidă aripile, să colinde, să culeagă nectar din flori, să se îmbete de parfum și de frumusețe. Dar pentru că unor fluturi li s-a negat suferința, le-a fost negată în final rațiunea existenței. Dragii mei, omul n-a fost făcut pentru petecul acesta limitat de tine și noroi în care ne aflăm acum. Omul a fost creat pentru cer, pentru fericire, pentru slavă. Suferințele de acum ne pregătesc pentru slava viitoare, ne fac potriviți pentru cer, pentru toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit în împărăția Lui glorioasă pentru noi. Și Biblia spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Dar și noi trebuie să fim pregătiți pentru ele. Nu doar că Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, dar El ne și pregătește pe noi pentru ele. V-am spus altă dată de o experiență care am avut-o în Munții Făgărașului. Biserica în care am crescut s-a hotărât într-o vară că vom merge în excursie. Vreo 40 de tineri, băieți și fete, ne-am luat rucsacurile în spate, am ajuns la poalele Făgărașului și de acolo am urcat pe creastă să petrecem o săptămână în Făgăraș, cei mai înalți munți din România, unde poți să vezi uneori, dacă e limpede, până la Dunăre, toată frumusețea țării românești. Au fost acolo tineri care n-au putut să-și care rucsacul până pe creastă. Preună cu un alt tânăr am făcut câteva drumuri de jos până pe creastă să cărăm rucsacurile. Urmat deplasarea de la un punct A la punctul B. Seara am ajuns la punctul A la punctul B. Pe parcurs, tinerii se opreau, fetele mai ales, nu mai puteau. Când au ajuns seara la cavană, au spus, mâine coborâm jos. N-am putut să ne bucurăm de absolut de nimic pentru că suntem epuizate. Din 40 de inși a rămas un frate și cu mine să continuăm călătoria în munți. De ce noi am putut să ne bucurăm de munții aceia timp de o săptămână fără probleme fizice? Pentru că am fost pregătiți anterior de experiența armatei. Tocmai ne eliberaserăm din armată, unde ne-au frecat bine din punct de vedere fizic, în fiecare dimineață deșteptarea, înviorarea, exerciții, drilling și așa mai departe. Cine a crezut că exercițiile acelea sunt bune la ceva? Dar când am ajuns pe crestele Făgărașului și am putut să petrecem acolo o săptămână întreagă, am văzut cât de bine ne-a prins condiția fizică pe care am dezvoltat-o sub stres. Cum Apostolul Pavel ne spune că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cum adică în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri? E Dumnezeu cinic? Nu. Dumnezeu știe că împărăția lui este împărăția gloriei, împărăția slavei. Și ca să experimentăm slava, trebuie să experimentăm întâi suferința. Nicăieri Biblia nu vorbește de slavă fără să pună alăturea și suferința. Biblia ne spune că slava este condiționată de suferință și slava este proporțională cu suferința. Într-o zi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru toată suferința pe care am experimentat-o aici, deoarece vom înțelege că ne-a pregătit pentru experimentarea slavei viitoare. Frumos este însă să mulțumim de aici lui Dumnezeu, să ne așteptăm până ajungem dincolo să-i mulțumim. Așa ne îndeamnă cuvântul, să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și acum, pentru cine este această promisiune? Toate lucrurile lucrează împreună. Nu este așa că este extraordinar să ai o asemenea asigurare în existență? Să știi că tot ce se întâmplă este spre binele tău. Să stai și să aștepți ca fiecare neajuns să se transforme într-o mare binecuvântare. Și cu cât răul care l-ai în existență este mai mare, cu atât binele pe care Dumnezeu o scoate în final să fie mai mare. Asigurarea aceasta nu este pentru toți oamenii, este pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Nu scrie pentru cei care iubește Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și dorește ca toți să se întoarcă, să pocăiască. Să nu toți oamenii răspund dragostei lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, cine mă iubește, acela
va păzi poruncile mele. Și care e prima poruncă a Domnului Iisus? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dacă nu te-ai pocăit, dacă n-ai acceptat Evanghelia, tu nu-L iubești pe Dumnezeu. Te poți verifica simplu. Nu te poți aștepta ca toate lucrurile ce survin în viața ta să concureze spre binele tău. Dumnezeu te iubește, vrea să răspunzi la dragostea Lui ascultând de cuvântul Lui. Asigurarea aceasta, toate lucrurile lucrează spre bine, este pentru cei care iubesc pe Dumnezeu, care ascultă de cuvântul Lui. Și este pentru cei care sunt chemați după planul Său. E vorba de un plan al lui Dumnezeu. Asigurarea este a celor chemați după planul Său, a celor ce au acceptat planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Noul Testament arată un exemplu negativ a unor indivizi care au respins planul lui Dumnezeu pentru ei. Domnul a spus, fariseii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. În Ieremia 29 citim, Dumnezeu declară, eu știu planurile pe care le am pentru voi. Planuri bune, să vă dau un viitor și o nădejde. Cei care sunt chemați după planul Său se supun acestui plan, de aceea tot ceea ce survine în viața lor este spre bine. Și acum verifică-te într-un punct sensibil. Ai spus vreodată sincer, Doamne, mă supun planului Tău pentru mine, indiferent care ar fi, indiferent ce ar implica acest plan. Dacă vrei să fiu sărac toată viața, fie cum vrei Tu. Dacă vrei să fiu bolnav, fie cum vrei Tu. Dacă vrei să merg ca misionar printre sălbatici, fie cum vrei Tu. Dacă vrei să mă ții în starea în care mă aflu acum, fie cum vrei Tu. Este o cântare a noastră care spune, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Și Biblia declară, psalmistul spune, Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce se încred în El și duc o viață fără prihană. Și Biblia spune că noi toți trebuie să ne încredințăm viața în mâinile credinciosului ziditor și să așteptăm că El să lucreze buna Lui plăcere în viața noastră. Amin. Amin.